Căile dragostei nu sunt de cele mai multe ori drumuri line, fără obstacole sau evenimente nefericite. Într-o relație de dragoste avem parte atât de bucurii, cât și de episoade mai puțin plăcute, care ne testează iubirea pentru cel drag. Acest lucru depinde de implicarea fiecărui partener, dar și de temperamentul acestuia. Vărsător Taur. Pe plan sexual, compatibilitatea dintre Taur și Vărsător beneficiază de cel mai ridicat punctaj. Opusurile se atrag și se completează. Unul are imaginație, celălalt răbdare. Unul este spontan, îndrăzneț și pasional, celălalt dornic să experimenteze și să-și încânte simțurile. Taurul nu este omul noului în general, însă în dormitor este dispus să riște și să câștige și este lipsit de inhibiții. Amândoi au senzual și pun preț pe acest lucru. Împreună împărtășesc entuziasm, experiențe sexuale profunde, dar și momente de tandrețe. Berbec Balanță. În dormitor există o compatibilitate sexuală incendiară între berbec și balanță. Berbecul este maestru în arta seducției și expert în a face dragoste. Balanței îi place să fie inițiată și învățată și acceptă provocările berbecului. Experiența și tehnica berbecului merge de minune cu pasiunea și dorința de a-și explora potențialul erotic al balanței. În plus, berbecul este atras de latura artistică a balanței, încercând să o descopere și să o exploreze. Împreună au parte de experiențe memorabile. Capricorn Rac. Uniunea sexuală dintre un capricorn și un rac nu este o simplă uniune sexuală. În compania unui partener potrivit, precum este racul, capricornul poate face dintr-o experiență banală o experiență spiritual-sexuală de neuitat. Racului îi place să fie explorat trupul, capricornului îi place să exploreze. Racul este sensibil și delicat și trece adesea prin stări emoționale schimbătoare, iar capricornul îi oferă racului echilibru și stabilitate emoțională. Pentru amândoi contează preludiul, dar și atingerea unei stări maxime de extaz. Scorpion Leu. Ce se întâmplă atunci când în dormitor se întâlnesc două personalități puternice? E scântei, flăcări, se poate. Se poate însă să nu vă fi așteptat ca între Scorpion și Rac să existe o compatibilitate atât de mare și o deplină înțelegere. Amândoi sunt dinamici, energici. Niciunuia nu îi place să fie dominat, așa că în dormitor se instaurează între cei doi un raport de egalitate. Scorpionul este poate mai senzual și mai creativ, însă leul oferă protecție și confort. Se simt excelent unul în compania celuilalt și nopțile lor sunt de multe ori lungi, pasionale, trăite la intensitate maximă. Relatează doza de sănătate.ro.